Au fost momente de panică pe autostrada A1. Un tir încărcat cu 8 mașini a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa. Incidentul a avut loc la kilometrul 534, pe sensul dinspre Arad către Nădlac. Șoferul a oprit imediat pe banda de urgență și a așteptat echipele de intervenție. Cu toate acestea, când pompierii au ajuns la fața locului, flăcările cuprinseseră tot camionul, iar în urma lichidării incendiului, toate mașinile transportate au fost distruse complet. Nimeni nu a fost rănit. Principala pistă pe care merg anchetatorii e faptul că incendiul ar fi pornit de la una dintre roțile remorcii care ulterior s-a aprins.